cel mai lung festival de la Marmării, respectiv Jazz Up Sea, ne-am gândit că ușor, ușor vom ajunge să avem și cel mai lung festival la munte. Respectiv, am început la începutul acestei luni printr-o expoziție de artă stradală numită Art Up. O puteți vedea până la sfârșitul sezonului, exact în față la primăria din Brașov. Am continuat cu un lanț de concerte, Jazz Up Pic. În fiecare seară avem un program numit Jazz Up Session. În această seară vom concerta la artegianale. Jazz Up Young s-a extins deja la nivel de județ. Ne bucurăm foarte mult să vă reamintim de aplicația noastră de telefoane mobile numită Jazz Up, unde puteți urmări concertele noastre și toate activitățile noastre live. Și acum transmitem live pe conturile noastre de social media și pe aplicația noastră de telefoane mobile. Puteți de acolo foarte ușor să transmiteți sunetul către sistemul nostru de sunet, către televizor. Încercăm să folosim cât mai mult tehnologia pentru a aduce în atenție ce facem unui număr cât mai mare de spectatori. A fost o zi tolită, ne cer scuze pentru întârziere, dar practic aici nu că ne topeam noi, se topeau instrumentele și în această seară o să aveți o mare plăcere să ascultați niște instrumente muzicale clasice, spun pentru că unele sunt chiar cu lămpi, sunt niște instrumente foarte fine. Vă spun cu sinceritate că nici eu nu am avut prilejul să ascult până acum așa ceva. Respectiv, aceste instrumente pe care le vedeți nu era posibil să le expunem soarele fiind cu lămpi. Acum aș vrea să îl prezint pe bunul meu prieten și colegul meu, Sabin Penea, aici de față, care este directorul artistic al festivalului Jazz Up. Chiar după vă mai povestim încă câteva lucruri despre ce facem noi la Jazz Up. Mulțumesc! Mulțumesc, Valentin! Doamnelor și domnilor, iată că vine momentul concertului. Se apropie din ce în ce mai mult de noi. Soarele s-a lăsat, vântul sperăm că nu se întețește. Așa este, în această seară, după acest concert, ne vedem din nou la artegianale pentru ultimul jam session programat al festivalului, care, repet, nu este un concert, ci este o întâlnire liberă între muzicienii festivalului și muzicienii locali din Brașov, cât și muzicienii care sunt în concediu și poate duc dorul unei performanțe și unei întâlniri muzicale, unde putem să discutăm, să schimbăm idei, să schimbăm experiențe și să putem să creăm noi conexiuni și noi premise pentru noi colaborări. De asemenea, înainte de fiecare concert avem avut atelierele Jazz Up Young, unde am încercat să familiarizăm pe cei mici cu instrumente și cu ideea de a putea să cânte live și de a cânta împreună, ca să putem să-i facem să devină consumatori mai eficienți de cultură și cu mai mult discernământ să poată să lucreze mai bine împreună și să punem bazele poate unei noi generații de performeri care să vină și să ne umple line-up-ul în edițiile următoare, mult următoare ale festivalului Jazz Up. În această seară, în fața dumneavoastră, acum pe umbră și pe răcoare, veți vedea, exact cum a spus și colegul meu Valentin, o sumedenie de instrumente, unele mai cunoscute, unele mai puțin, despre care vă vor povesti chiar utilizatorii lor. Este vorba de Mind the Gap Trio din Târgu Mureș. Cei trei artiști susțin în acest moment multe concerte în țară și în străinătate, sunt în plină ascensiune, își vor lansa chiar și un album în viitor. Au prezență pe social media și vă invit foarte mult să-i căutați, să-i urmăriți și să-i susțineți, pentru că abordarea lor și conceptul lor de muzică este cel puțin neobișnuit în România, dacă nu chiar poate. Aș vrea să profit de acest moment să-i invit pe scenă și o să vă rog frumos în continuare să le acordați 5 minute să poată să facă o foarte scurtă probă comună de sunet, care va fi desigur tot muzicală, nu va fi cu 2-10, după care la un moment dat băieții vă vor spune exact când pornește corabia de valuri. Așa că îmi face foarte mare plăcere să invit pe Alex Cioată la bas, pe Tamaș Tober și pe Ștefan Bănișan la clapă, la clape, la sintori, la roads, la absolut toate instrumentele. Guys, take it away. Vă mulțumesc că ați întârziat, că ne-ați așteptat să întârziem. Vă mulțumesc că ați venit și Doamne ajută să fie de aici încolo o prezență din ce în ce mai constantă la festivalul nostru. Audiție plăcută! Oh, 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 oh